prăjitură făcută cu foile cu miere de albine. O să avem nevoie de un ou, de 100 de grame de miere de albine. Puteți pune și zahăr, dar eu asta fac doar cu miere. 20 de grame de unt, o linguriță rasă de bicarbonat de sodiu, 170 de grame de făină integrală, puteți folosi și făina albă dacă doriți. Și o să mai avem nevoie de un cap de sare. Și am să-l iau de aici din borcan. Și aici mi-am pus o oliță cu apă și pe baie de abur o să punem untul. Să se topească împreună cu praful de sare, cu miere de albine sau cu zahăr și topim, deci amestecăm până când se topește zahărul sau mierea. Eu am miere de albine, dar puteți face și cu zahăr. Este o prăjitură cu miere, este foarte bună. Așa. Și eu astăzi fac cu făină integrală. Așa, să luăm de aici tot. Și acum o să amestecăm totul cu un tel. Și o să punem și oul peste și amestecăm așa bine. Și în momentul când s-a topit zahărul sau mierea, deci nu se mai simt și s-a încălzit bine, adăugăm bicarbonatul de sodiu. Mierea noastră s-a topit, s-a încălzit, nu trebuie să se încălzească mai mult de 50 de grade, altfel facem un scrop. Așa. Și dacă faceți cu zahăr, deci să fie zahărul topit. Și amestecăm untul, aici am pus untul, praful de sare, oul și miere de albine. Așa, amestecăm bine. Acum voi da deoparte apa. Și vom adăuga praful de copt. Amestecăm să se răcească puțin. Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Deci începe să se răcească puțin și acum adăugăm toată făina. Deci în afară de 170 de grame de făină, o să mai avem încă nevoie de 30-50 de grame când întindem. Așa, și am să pun toată făina, eu am făină integrală, deci 170 de grame. Și o punem așa pe toată și amestecăm. Am să scot telul și am să amestec o palețică. Nu trebuie lucrat prea mult. Deci aceasta este consistența, vedeți? Și eu l-am făcut mai devreme ca să putem lucra acum. Ia uitați, l-am pus în folie. Deci îl acoperiți și îl puneți la rece sau într-un loc răcoros să se odihnească, vedeți? Așa, și îl dăm deoparte și avem aluatul nostru făcut mai devreme, gata, odihnit. Să vi-l arăt cum arată. Ia uitați-l.
Așa. Vedeți? Așa trebuie să arate. Și îl punem aici pe masa noastră de lucru. Dăm deoparte să se răcească și să se odihnească. Voi pune foile într-o tavă și le vom coace la 180 de grade. Așa, și întindem. Într-un vas mi-am pus pentru umplutură, pentru cremă, 250 de frișcă pentru, de smântână pentru frișcă, cu 250 de ciocolată amăruie. Deci am încălzit frișca până la punctul de fierbere. O smântână până la punctul de fierbere și apoi am adăugat ciocolată și așteptăm să se topească. Așa, o avem aici și imediat o amestecăm. Între timp întindem și dăm la cuptor foile. Așa, și o să punem făinuță peste tot. Sunt foi cu făină integrală și cu miere. Să facem o prăjitură cu foi și tot la fel am să tai cu acest fund. Așa. Și să vedem dimensiunea după cealaltă. Să o punem și să tăim. Așa. Și acum le punem la cuptor 2 minute. Între timp noi întindem și punem în tavă și dăm la cuptor imediat. Ia uitați, două foi, ia uitați-le. Și am să le pun aici deoparte. Vedeți cât sunt, cum sunt? Sunt mai, mai, mai. Și am să le scot aici pe un prosopel. Acum o să le punem pe celelalte două. Și le dăm la cuptor. Mai avem încă una și gata. Atât ne-a ieșit. Deci cinci sunt. Să le dau aceeași dimensiune la toate. Așa. Ia să vedem dacă sunt la fel. Așa. Vă pupă, zi frumoasă, la revedere și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici!